Dar ce zice Părinte Paroc și iubiți credincioși? Suntem în Duminica 32-a Părăsată. Duminica în care Biserica a așezat a trebuit și a se citi pericopa Evangheliei de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, capitolul 19, versetele 1 până la 10, în care se vorbește despre Zacheu Vameșul, duminica de astăzi, mai numindu-se chiar așa, duminica lui Zacheu Vameșul. Astăzi ne aflăm cu două săptămâni înainte de intrarea în perioada Priorului și totodată astăzi, 30 ianuarie, în fiecare an, în această dată, îi prăzbim pe mari sfinți teologi pe Ierarh, Vasile, Grigorie și Ioan. După cum am luat aminte din pericopa evanghelică a Sfântului Apostol și Evanghelist Luca, căci s-a mai citit apoi o altă pericopă evanghelică de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, prima pericopă evanghelică închinată duminicii acestea, 32-a Părăsalii în Zacheu Vameșul, a doua închinată Sfinților Treierași, cum spuneam, după cum am luat aminte, astăzi ne întâlnim cu Zacheu Vameșul, care s-a adunat într-o sine, a cercetat, a meditat și a reflectat. Am de toate, am poziție socială bună, am situație materială bună, am tot ce trebuie. Practic, nu-mi lipsește nimic. Și totuși nu sunt eu mulțumit. Nu sunt împăcat. Cine fi acest Iisus? Care mă povărbește altceva. Care face niște lucruri extraordinare. Care se vârșește din nu ne mai auzite și ne mai întâlnite până acum. Dacă tot trece și vine pe aici și prin Ierihon, ia mai sărbăți. Că mie totuși îmi lipsește ceva, dincolo de toată starea sau îmbelșugarea mea social-materială, încă am o scădere, o lipsă, o nemulțumire. Cum să-L întâlnesc pe acest Iisus? Că îl împulsesc mulțime. În jurul lui este foarte dar adunare și înghesuială. O, când îmi zic o moară. Eu, mic fiind de statură, n-am cum avea altfel acces și al vedea decât așa. Că uite omul când vrea, Dumnezeu îl inspiră și îl face creativ și original și îi dă soluție la problema lui. Îi dă rezolvare. Zis și făcut. A auzit că trece Hristos pe acolo, s-a urcat în zicomor pe aici, că n-are unde prin altă parte trece, că ăsta e drumul. Pentru că până astăzi, dacă ajungeți la Ierihon, veți vedea că iudul lui Zacheu este la drum. Sigur, astăzi în curtea bisericii, dar vă dați seama că atunci era chiar acolo. Să-l văd. Cine acest Iisus? Că am tot auzit de el. Că eu, ca mai mare al Vameșilor, ca funcționar public, ca funcționar de stat sub cârmirea Imperiului, Roma, a statului ce ne cotropise pe noi și ne ocărnuia pe noi, statul roman, sub a cărui guvernare și putere ne aflam, sigur că am avut ocazii, s-au avut multe despre acest Iisus, dar încă să nu-L văd, să nu-L întâlnesc. Hai să profit de această ocazie, de această oportunitate, de acest prilej, și să-L și văd. Și din curiozitate, și poate
Când va fi de fără să întâlnirea cu El, cum înțeleg, și-a zis în sinea lui Ivan, și care a fost multor, la tuturor acelor care s-au întâlnit cu El. Pe unii de rămâni, alții de tehnicului, alții altora drepturile răspuns întrebărilor lor. Și deci soluție frământărilor și preocupărilor lor. Și iată cum noi oamenii putem face dintr-o oportunitate momentul, șansa mântuirii noastre. Ne rugăm lui Dumnezeu și nouă să ne dea Dumnezeu asemenea oportunități, asemenea ocazii sau privilegiuri de a ne întâlni cu El, de a-L vedea pe El. Dar atenție, acest vameș a profitat de această ocazie în sensul bun al cuvântului, cu alte cuvinte, nu a ratat. Pe ocazii și oportunități vede Hristos Domnul, vei bun. Dar la câte rateuri dăm noi, că ratăm. Că suntem neinspirați de multe ori. Supuși greșelilor, copleșiți de slăbiciuni, de patii, de păcate și de alte și alte probleme sau preocupări. Și trece Hristos pe lângă noi și noi pe lângă El, fără să-L vedem și fără să ne întâlnim. De la acest vameș trebuie să învățăm că poate odată trece trenul nostru prin gara. Prin gara noastră. Dacă l-am prins și l-am luat bine, dacă l-am ratat, mare păcat. Deci iată, mai repede de a se aștepta El, vameșul, și cum nu și-a imaginat și nu și-a închipuit, Hristos își înalță privirea la cer către El, către acel sicomor, și îl strigă pe nume, îi se adresează direct și personal, Zachee, dă-te jos, căci eu astăzi din casa ta vreau să rămân. Nimic din scenariul vameșului, nimic din ce și-a imaginat El, nimic din ce și-a închipuit El. Vă să văd. Vai de mine. Și acum acesta nu mai mult, nici mai puțin, ci vrea să rămână la mine în casă. Copleșit. Copleșit. Pentru că așa face Hristos. Ne copleșește. Ne surprinde. Ne surprinde frumos și în mod plăcut. Cum mai fac și părinții duhovnici cu noi, sau părinții noștri, creându-ne sau provocându-ne tot felul de surprize frumoase care ne îmbucură sufletul. Și iată, Zacheu se coboară, se execută și îl primește pe Hristos în casa lui cu toată bucuria. Spre murmurul, uimirea și surprinderea tuturor, căci nimeni nu s-a așteptat la așa ceva. Mântuitorul i-a surprins și prins pe nepregătite, pe unii într-un fel, pe alții în altul. Că așa știe Dumnezeu, vorba lui Nicolae Steinhardt, să fie și inteligent și să aibă chiar și puțin simț al umorului. Că știa că cârcotașii sunt acolo și abia așteaptă să comenteze. Uite, ceea ce s-a și întâmplat. A intrat în casa vameșului, a mai marelui vameșilor, a intrat să mănânce cu un păcătos la un păcătos. Eh, poftim, vezi? Ăsta învățător, ăsta Mesie, ăsta Iisus. Și El, trecând peste toate cum ar trebui să trecem și noi, luându-le mai pe deasupra. Zahie, astăzi s-a făcut mântuire casei acestea, că și acesta a vis cărcătașilor este fiul lui Abraham. Va să zic că El a mântuit pe Zahie și toată casa lui, toată familia lui. Căci El, Zacheu, atât de copleșit a fost și de impresionat de gestul lui Hristos, încât i-a spus direct, Doamne,
Uite, jumătate din averea mea am dat. Iar dacă am îndreptățit pe cineva, eu, mai mare de bani și lor, adică nici ceapă n-am mâncat și nici gura nu miroase, dau înapoi împătrit. Și atunci Mântuitorul aduce mântuire întregii sale case. Ca așa știe Hristos. Să plătească și să răsplătească cu asupra de măsură. Și iată cum Zacheu va ameși de mine din bogatul, avarul, lacomul, milostivul, convertitul, fiul lui Abraham, al lui Isaac și al lui Iacob și mai ales urmașul, fiul loial și credincios, fidel al lui Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru, Stăpânul Cerului și al Pământului. Probabil toată scena, tot evenimentul s-a petrecut în puțin timp, într-o zi, într-o dumneavoastră, în câteva ore, practic. Iată cum, iubiți credincioși, în câteva ore se poate schimba radical viața noastră. Așa cum continuare s-a schimbat și viața acestui Zacheu. Că unde dai și unde crapă, la el cel puțin s-a confirmat. Avea el această curiozitate și această dorință de a-L cunoaște, de a-L vedea, de a-L întâlni pe Iisus. Dar nu s-a așteptat la atât de mult. L-a primit practic totul, căci el de fapt a primit totul. Hristos i-a dat mântuire lui și casei sale, întregii sale familii. Că iată Hristos, dintr-un gest aparent, mărunt sau banal, face, dăruiește și răsplătește cu cel mai mare lucru, cu mântuirea noastră. Cum El pe cele mici le întărește și pe cele neputincioase ostravele vindecă. Cum El, iată, dintr-un pas al nostru face un salt uriaș. De la cer, de la pământ la cer, de la moarte la viață. Și atunci să nu te îndrăgostești și când l-ai întâlnit și cunoscut să nu te ții aproape de Hristos. De câte ori în viața noastră, iubiți credincioși, nu ne-am mirat, nu cum mi s-a întâmplat în acasă. Nu mai trebuie să o faci în acasă, că eu n-am nicio explicație. Întreb, în stânga, în dreapta, nu-i de ce am părțit, nu voi ce zice, nu știu. Dar las-o așa. Las-o și ia-o ca de la Dumnezeu așa cum a venit. Păi să știi că numai de la El, ca alte explicații n-am. Că așa știe Dumnezeu. Inimii deschise, dornice, receptive, dispuse ori disponibile către El, se răspundă cu vârf și îndesat, răsplătindu-ne boierește, după cum spunea domnul Nicolae Steinhardt. Cum? Numai El știe să facă. Evanghelia de astăzi este o pericomă evanghelică extrem de încurajatoare, dar ne atrage atenția asupra câteva aspecte. Omul care nu-și mai pune întrebări nu este în regulă. Și mai ales cel care nu-și pune întrebări vis-a-vis de viața lui spirituală, că practic vameșul cam asta a făcut. Măi, am de toate și totuși ceva nu am. Ceva îmi lipsește. Undeva am de virgă. Auzi că vine Hristos la Sfânta Biserică, la Sfânta Liturghie. Mai să merg și eu să merg. Și ia să-L cunosc și eu. Ia să merg. Și cu Hristos ăsta. Ce poate El să-mi ofere, să-mi aducă? Că toți suntem în generația cererii și a ofertei. Cu ce vii?
ce plus valoare ai, ce produci, ce oferi, ce dai în schimb sau la schimb. E, uite, ia hai să-L văd și eu pe acest Hristos. Și vă spun, cum probabil cei mai mulți deja știți din propriile vieți și din propriile experiențe, că lui Hristos îi plac provocările. Îi plac asemenea provocări. Doamne Hristoase, nu prea știu eu cu ce, de unde să te iau. Sincer, că n-am pretenția că le știu eu pe toate. E, fie vorba între noi, uneori, câteodată așa că avem pretenția că le știm. Aproape că ne-am pune și locul preotului, dacă s-ar putea, așa, episcopului. Și noi am fi începutul și sfârșitul Alfa și Omega. Dar, dincolo de asemenea episoade sau paranteze sau pasaje, nu am pretenția că le știu, că le stăpânesc pe toate. Hai să văd, Doamne, cine ești, ce raport vis-a-vis de mine, eu vis-a-vis de tine, ce raportul ne află? Și Hristos, întrebării noastre, frământării noastre, în acest sens, preocupării noastre în această direcție ne va răspunde cum a făcut-o și cu acest Vameș, cu acest Zaheu. Și iată, te întorci uneori de la biserică și dar al Dumnezeu să ne, să ne întoarcem așa cât mai mulți și cât mai des, atât de bucuros și de liniștit, mai ales când ești într-o sfânta liturghie, o biserică liniștită, așa, tihnită. Te întorci atât de bucuros și de mulțumit de cei de-aia mea zis, Doamne, să se știe din altă lume. Lasă să creadă așa. Nu te turbă nimic, nu te perturbă nimeni și nimic. Poate există și sămânță de scandal, tu treci pe lângă, nu răspunzi unor asemenea provocări de această manieră, de acest fel. De ce? Că te-ai întâlnit cu El și El ți-a dus ție ce-ți trebuia, ce-ți lipsea, liniștea, pacea, mângâierea sufletească, încurajarea și îmbărbătarea. Nu mi s-a întâmplat să zici, știu ce am prefăcut, mi s-a venit problema tare și tare și tare. De timpul Sfintei Liturghii, uneori Hristos îți dă răspuns preocupării tale, probleme tale, că vin încărcat și apăsat, o problemă, cu... ai o pricină cu cineva, ai un necaz, ai o problemă la serviciu, ai o problemă de sănătate, ai o problemă în familie și te întorci, știu ce am de făcut. Așa voi face. După cum și Vameșul Zaheu a știut ce are de făcut, da? A venit Hristos la mine. Jumătate din apă o dau. Și dacă este vreun nedreptățit, ce-ar fi fost la un Vameș? Îi întorc în părinț. Că nu e, nu-ți mai trebuie nimic altceva când ești cu Hristos. Cu El ai totul, fără El ești nimeni și nimic. În asemenea situații îți dai seama. Dar să facem precum Vameșul, să căutăm. Să căutăm ocazia de a ne se oferă, vine, oportunitatea, momentul prilejului de a ne întâlni cu El, de a-L întâlni, de a-L vedea, de a ne vedea, de a ne întâlni în același Duh și Biserica, este sicomorul de unde eu îl pot vedea pe Hristos. El fiind lângă mine, aici, pe Sfânta Masa a Altarului. Și strigă, mi se adresează mie, cu credință, cu evlavie, cu frică de Dumnezeu să vă apropiați. Și atunci să facem mântuire mie și casei mele dacă îl primesc și eu la ospățul pe care El, în care El personal mi se oferă drept mâncare și băutură în Sfânta Eucharistie pe care dacă vom mânca și vom bea, nu vom mai flămânzi și nu vom mai înseta în viață. Deci, din această pericopă evanghelică, să înțelegem că șansa avem fiecare, depinde ce facem cu ea. Frământări și preocupări trebuie să
pentru fiecare. Depinde ce întrebări și ce răspunsuri avem pentru acestea. La întrebările pe care le avem, ce răspunsuri avem. De aceea se cade, ne este de folos să-i cerem lui Dumnezeu răspuns bun, cuvânt bun, pentru preocupările noastre, pentru grijile noastre, pentru problemele noastre. Și El vine cu răspunsul cel bun, cel de viață dătător, născător sau făcător. Și iată, Hristos nu întârzie să răsplătească. Ce s-a aștepta? El, vameșul, se răspunde Hristos așa. Ce s-a așteptat cei din jur să facă vameșul ce-a făcut și Hristos ce-a făcut sau ce-a zis. Nu s-a așteptat nimeni la nimic din toate acestea. Pentru că a lui Hristos este clipa următoare și cea de mâine. Dacă vrem să facem pe Dumnezeu să se amuze, să-i vorbim de planurile noastre, ce știa vameșul cu o zi înainte, ce planuri sau ce se va întâmpla mâine cu el, în viața, în familia și în casa lui. N-aduce ceasul, ce aduce, n-aduce anul, ce aduce ceasul. Important este să ne-l aducă pe Hristos, dacă vrem să-l întâlnim și să-l vedem pe el. Și El are pregătit pentru fiecare strigătul pentru care, pe care de multe ori probabil îl adresează și îl pronunță ca unor surzi și ori care urechi nu auzi, urechi avem, dar nu auzim, ochi avem, dar nu vedem. Vameșul, dincolo de curiozitate, a avut această dorință de a-L întâlni pe Hristos, de a-L cunoaște pe El. Iar Hristos a răspuns acestei dorințe cum nimeni nu s-a așteptat. În această duminică îi pomenim pe Sfinții Treierași Vasile, Grigore și Ioan, mari teologi și mari Sfinții Bisericii, care au trăit în secolul IV, în veacul de aur al Bisericii creștine, în perioada patristică, și care ei au fost contemporani și Vasile cu Grigore și colegi și bun prieteni. Extrem de inteligenți și de deștepți, școliți la școlile vremii, oratori, juriști, avocați buni, profesori, erau ei toate acestea. Dar dincolo de toate, pe toate le-au lăsat și l-au urmat pe Hristos și au ajuns toți trei mare episcop și erarh patriarhe Constantinopolului, Grigore cu Ioan, patriarh al Cezarei Capadociei, arhiepiscop al Cezarei Capadociei, Vasile cel Mare. Toți trei au întemeiat pe Sfântă Liturghie, pe care Sfintele noastre, Sfânta noastră Biserică, le oficiază, le săvârșește pe parcursul unui an bisericesc sau și civil. Vasile cel Mare este mâna care lucrează, Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul este mintea care gândește, iar Ioan Gură de Aur este gura care cuvântă sau vorbește. Vasile cel Mare a întemeiat primele așezăminte sociale numite și vasiliane. Totodată a stabilit regulile monahale, după care se ghidează și conduce viața călugărească până astăzi. Și, cum spuneam, a întemeiat una dintre cele trei sfinte liturghii care își poartă numele și mai mult decât atât, a fost unul dintre luptătorii împotriva ereziei lui Eunomie, care ne-a vorbit despre Duhul Sfânt ca fiind a treia persoană a Sfintei Treimi și care de la Dumnezeu curcede. Grigore de Dumnezeu Cuvântătorul sau teologul, contemporan, coleg și prieten cu Vasile cel Mare, Vasile cel Mare care a trăit la 49 de ani, din 330 până în 379, cel mai puțin între cei trei, Grigore Cuvântătorul are vestitele imnuri sau imne teologice, precum și cele cinci cuvântări teologice despre Sfânta Treime,
ținute în Biserica Sfinții Apostoli din Constantinopol, pe vremea când era patriarh al Constantinopolului. Și totodată am deosebit un superb, un splendid tratat despre preoție. Nu mai zic versurile, peste 18.000 de versuri, toate cu conținut spiritual duhovnicesc, care a trăit 67 de ani. Ioan Gură de Aur, de 5 ori exilat, nedreptățit, mare jurist și orator în tinerețele sale. Vasile cel Mare, am uitat să vă spun că era dintr-o familie creștină și aleasă. Mama sa, Emilia, s-a rugat mult pentru ca el să îl slujească pe Hristos. Mama sa, Emilia, și sora lui Macrina. De altfel, din familia Sfântului Vasile cel Mare, un fapt unic sau inedit, avem în astăzi peste 10 sfinți, din care 3 frați. Vasile cel Mare, Petru al Sebastiei și Grigore al Nisei. Toți 3 frați, plus mama lor, Emilia și sora Macrina. Deci 3 frați și 3 frați, mama și o soră. 5 și alți din neamul lor, din familia lor, sfințe, biserici, în total 10. Mama Sfântului Grigorie, nona, tot așa o femeie extrem de credincioasă, care de asemenea l-a condus pe Grigorie către biserică pentru slujirea lui Hristos. Iar mama lui Angură de Aur, Antuza, care a rămas văduvă la 20 de ani, numai pe așa ceva s-a focusat, pe asta s-a concentrat, să-l ducă pe Ioan Gură de Aur, care apoi s-a și botezat, să-l slujească toată viața pe Hristos. Vasile cel Mare, cu predicele sale sociale, care a, ca și ceilalți, dar el în mod special, în mod deosebit, a criticat aspru desmățul de la curte în perioadă, luxul, desfrâul. De aceea a atras simpatia și dușmănia împărătesei Eudoxia, care a fost un mare dușman și care, datorită ei și a altora, precum Epifaniu, care l-a acuzat și de erezie, el, până la urmă, a fost de 5 ori exilat, scos din scaun, excomunicat, expulzat din țară și dus în exil în Armenia, în insula Cucuz. A fost supus unor suplicii și a fost maltratat pe vas, încât acolo, pe vapor, a și murit. După ce a fost aspru judecat de către cei care n-aveau nicio calitate în acest sens și nicio credere, pentru că a deranjat cu atitudinea lui corectă și onestă, cinstită și demnă. Și și-a făcut astfel mulți adversari, atât în interiorul bisericii, cât mai ales la curte imperială. Și a murit în exil în Cucuz, Armenia, după ce era ținut zile întregi în soare spre a fi orbit și spre a face insolație, după ce era bătut și înghiortit, ținut fără apă și fără hrană la 40 de grade, în plin miezul zilei, pe căldură torită, pe arcită, pe puntea vaporului, până la urmă a cerut să vină preotul din zonă să împărtășească și să spună: am viețuit și am murit pentru Hristos și apărarea Bisericii sale cele sfinte. Slavă lui Dumnezeu pentru toate! Așa și-a înviat el viața. Merită citite viețile lor, scrierile lor, omiliile Sfântului Ioan Gură de Aur, inspirat de Sfântul Apostol Pavel, potrivit icoanelor, stă la urechea lui dreaptă, și îl inspiră atunci când tâlcuiește Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfânta Scriptură, cărțile Noului Testament, scrierile evanghelice, mai ales ale Sfântului Apostol Matei
și totodată epistolele pauline, adică scrisorile Sfântului Apostol Pavel. El, Sfântul Ioan Vrădeau, de asemenea, are un tratat extraordinar despre preoție, care așa se numește, un tratat despre preoție. Multe scrie la Ioan Vrădeau. Și liturghia care se slujește, se oficează cel mai frecvent în biserică, este a lui, inclusiv cea de astăzi, a Sfântului Ioan Vrădeau. Să ne ajute Dumnezeu ca într-o zi și noi să ne întâlnim cu toți acești trei rari și cu Doamne și cu toți patru la oaltă, acolo unde ei dintre ei s-au întâlnit deja în Împărăția cea cerească și veșnică a Preasfintei Treimi, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amen.